calm, care transmite o stare de încredere echipei, total diferit față de ceea ce înseamnă stoicismul. De aceea cred eu că, într-un fel, gândim și la echipa noastră. Se poate spune după un astfel de partidă că în fața Sloveniei clasa, aici este Berbatov, vedeți... Senzațional, ca e o execuție de excepție a lui Berbatov. Se vede că joacă la cel mai înalt nivel. Și se vede că este apreciat în jurul la 30 de milioane la ora actuală. Seamănă la fizic cu Lavrici, făcând o comparație nu extremă, exact, apropiată, dar tehnicitatea, mobilitatea, rapiditatea și Berbatov. Și la golul 2 a fost o schemă cu finalizare Berbatov cu latul jos pălăria. Vedeți tot, tocmai acest, haideți să vedem faza, într-adevăr. Dintre doi fundași, și a țâșnit. A lovit precis mingea, portarul a avut senzația că va lovi pe colțul lung și l-a prins în alunecare pe portar. Și în poartă nu este Hamutovski, poate n-ar fi ajutat. Trebuie să uităm unde joacă.